mai apropiată de cea aveți dumneavoastră la Vâlcea. Asta vreau să întreb. Prezentarea pictorului Aurel Bordenache. Este cu un actor care a jucat rolul pictorului. Bun venit! Sunt Aurel Bordenache, pictor. Ținem foarte mult de zona asta Transilvaniei. Da. Siebenbürgen, cum zic sașii, pentru că nemții nu cunosc decât termenul actual Transilvanie. Poate și pentru diferențiere în aceste două stele. Dacă doriți să citiți, este o carte chiar din aceste legendele țării Bursei. Da? Bună ziua, suntem în incinta muzeului expozițiilor Codlene, să vedem dacă este deschis. Astăzi am un plan să vă arăt, dacă reușesc, ceva din exponatele din zonă. Haideți să vedem. Deci sunt expoziții temporare. Da, avem și totdeauna avem activitate ca perioada comunistă și anii 90 alături de bani mai vechi. Da. Aici arheologie de la strămoși noștri descoperite, da? Aaa, ce bagnote vechi, chiar. Și scritorii contemporani și scritori mai vechi. Cărție din Enciclopedia Maya's Lexicon, expuse. Da, este în română și în engleză. Vechi și frumoase case românești și sărsești, construite în cetățul secolului XVIII, în începutul de secolul XX. Un plan de resistematizare pe care nu este servirea schimbarea și înlocuirea prin cartier cu citoresc de... Dacă tot sunteți din domeniu, mai țin, haideți să ne dăm și noi bani. Am implementat în ianuarie 2020, realul documentul. Prezentarea pictorului Aurel Bordenache. Este cu un actor care a jucat rolul pictorului. Bun venit! Sunt Aurel Bordenache, pictor. Da, eu ploaie, eu nu aș umbrela cu mine. Foarte interesant. Aici este... o industrie extraordinar de prosperă în acea perioadă, care ne-a dus faima peste mări și țări, se exporta la greu. Toată lumea știa de brandul Sere, Codlea, da? Toate zeci de localități din țară erau magazine Sere, Codlea. Uite, na, de asta nu n-am auzit. O, părinții noastre sigur știu dacă erau. Sere, erau fabrici sau ce erau? Nu, Sere. Ah, Sere, Sere, da, da, zeci da, de hectare de Sere. Zi, da. De, din zona Mărul Dulce, așa o numim noi, în anii 80. Foarte zis. În acele două războaie mondiale. Ah, ce interesant! Da, wow! Într-adevăr, dumneavoastră aveți niște motive așa ale zonei foarte da, este frumoase și colorate. Bine, dar cred că asta este oricum, ținem foarte mult de zona asta Transilvaniei. Da. Siebenbürgen, cum zic sașii, pentru că nemții nu cunosc decât termenul actual Transilvanie, pe filier... Siebenbürgen este... Siebenbürgen este termenul învechit. Șapte munți sau ce? Șapte cetăți. Șapte cetăți, de fapt, da, așa e că e Burgen, nu e Bergen. Da, da. Eu cu germana mai scâncita mea. Nu e nicio problemă. Foarte, foarte interesant. Asta a fost 570 de ani.
Nu mai apropiată de cea aveți dumneavoastră la Vâlcea. Asta vreau să întreb. Aici, în Codle, am zis că este și o mică parte de român, nu? De populație. Astăzi majoritatea sunt români. Majoritatea, da? Și ce citisem că undeva la 60-70% predomină încă germani, deci partea asta germanică, nu? Nu, am citit informația. Înseamnă că am citit... Da? Înainte de primul război mondial era aceasta. Am înțeles, deci acum predomină români în principiu. Păi nu, mai sunt, au plecat, au emigrat. Așa e, păi, la cât de... Cu multiple origini, poate fi un avantaj, ajuns să fiu un om mai tolerant. Să știți, da, eu oricum lucrez cu naționalitate germană, adică nu vă gândiți că eu lucrez doar asta cu germani. Da. Eu lucrez cu turci, cu iranieni, cu o grămadă de emigrați din Germania, adică nu indieni, avem, suntem foarte adaptabili. Sigur, nicio problemă. Da, pivnița vechi. Wow! Tradiții codlene. Foarte interesant. Reconstituire cetatea neagră, șvați, au îndeșit. Palma Codlei și mădul în gura Codlei, Codlea 1900, Codlea interberică. Tot în germană. Da. Buler din blană de vulpe argintie. Buderul de spaș aproape învățătorului. Prima fabrică transilvania pentru mobilă. Ce drăguț aici. Lazii din care au intrat și țin să-și din Codlea, aici portul. Sfânta Scriptură, a Vicrușa Noului Testament, din anul 1874. Wow! Iarăși carte religioasă, în numele Fecioare Maria, coperți de îndemn scrisă cu litere chirilice, în anul 1847. Haide, cum se numea Codlea înainte. Foarte, foarte interesant. Peisaj din Codlea, Eduard Mores, autoportret. Și câteva legende ale Codlei. Uităm de Codlea comunistă. Foarte frumos. Și biserica evanghelică fortificată. Este garda medievală. Brașov avea 13 comunități pe care le administra 4 și pentru diferențiere sunt aceste două stele. Dacă doriți să citiți, este o carte, chiar cei noastre legendele țării Bursei. Da? Și de, da, se găsește, de acolo sunt extrase din astea, se găsește și diferența de povești. Cum să nu? Lucruri și istorici. Da, și noi, mai ales copiii noștri, au crescut aici, s-au născut aici, vreși noi să știm istoria locului. Știți că noi când am venit în Brașov, am vrut în zona asta, am căutat în principiu să ne mutăm, pentru că eram și aproape de serviciul soțului, dar nu prea din dezvoltator aici, nu prea se mai construiesc în zona asta. Stăm destul de departe, să știți, în zona aia și facem o dita mai naveta până aici. Zona asta ne-a plăcut la nebunie, adică când am ajuns prima oară în Codlea și cu Drexel, mai toate fabricile de aici, asta era zona vizată. Se vor construi, dar
Există o zonă anumită, zona groapa cale, unde o fi date tinerilor care vor să se stabilizeze aici și care se încadrează într-o anumite condiții. N-au înțeles. N-au casă sau așa, n-au pământul. Primarul de acum vrea să facă acest lucru. Iar și la poalele muntelui și aer curat și fără poluarea din Brașov, deci aici e chiar o zonă, mi se pare mult mai aerisită și mai... Foarte frumos. Sper că v-a plăcut scurta noastră incursiune la muzeu. Inițial să știți că nu mi s-a dat, adică mi s-a dat acceptul să fac poze de filmat, pentru că este intrarea gratuită, de preferat ar fi să veniți voi să le vedeți aici în persoană, dar aveți parte și de ghidul acesta gratuit, este o cutie de donații, eu am lăsat acolo câțiva bănuți, am donat practic muzeului, dacă doriți să faceți bine, dacă nu, nu. Ideea este că pentru câte informații mi-au oferit ambii ghizi, merită. Am filmat așa cât am putut. Domnul la sfârșit chiar m-a rugat să las niște impresii în catalogul de impresii. Cred că ați auzit și povestea cu Sigma Codley și cu faptul că blana de vulpe pe care v-am arătat înainte era o fermă de vulpe argintii, se creșteau aici. Da, și foarte, foarte multe lucruri foarte interesante. Și evident, în muzeu nu sunt expuse numai tradițiile codene, ci și tradiții românești, tradiții ungurești, maghiare, port maghiar. Și este făcut o paralelă între ele, deci foarte, foarte interesant de vizitat și foarte frumos prezervat. Și Sfânta acea scriptură din anul 1847 m-a lăsat pe spate. Plus că am mai văzut și o cutie a mile din incinta unei biserici care datează în 1707, deci adică am cel mai vechi obiect din muzeu. Așa că vă sfătuiesc să veniți, să vizitați, chiar dacă astăzi plouă, a fost așa o ieșire, o incursiune foarte frumoasă în timp. Așa că ne vedem dintr-un vlog viitor!